Din nou în direct, soția președintelui ucrainean, Volodymyr Zelensky, este din nou sursa unor informații false care susțin că aceasta și-ar fi cumpărat o mașină de lux din bani europeni. Acuzațiile ar fi fost generate cu ajutorul AI și contestate chiar de firma de lux în instanță. Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski, se află în centrul unui scandal de amploare iscat de la postarea fake răspândită în mediul online. Potrivit videoclipului, care a devenit viral în câteva ore, Olena duce o viață luxoasă în plină război, astfel că și-ar fi cumpărat o mașină extravagantă în valoare de peste 4,5 milioane de euro. Achiziția s-ar fi realizat cu ajutorul sprijinului financiar trimis ucrainenilor de Uniunea Europeană. În urma postării virale, reacțiile a sute de mii de oameni au stârnit intrici pe internet, astfel că nici cunoscută firmă de lux din Franța nu a ezitat să răspundă acuzațiilor false. Reprezentanții Bugatti au clarificat situația printr-un comunicat postat chiar pe pagina oficială de Instagram, în care au menționat faptul că un presupus vânzător care pretindea că aparține grupului Carlovers a publicat un videoclip pe rețelele de socializare în care arăta că reprezentanța Bugatti Paris a vândut un vehicul cuplului prezidențial ucrainean. Mai mult decât de aceștia susțin că informațiile legale obligatorii nu figurau pe factură, iar prețul vehiculului era incorrect, Totodată spun că grupul Carlovers, care operează firma mamă, nu ar fi permis niciodată publicarea unui astfel de document. Aceștia au depus o plângere penală pentru fals, uz de fals, uzurpare de identitate și de făimare și speră că aceste informații eronate vor atrage atenția tuturor. Surse spun că informația falsă face parte dintr-o campanie de dezinformare a Rusiei după ce postarea ar fi fost viralizată de conturi ale propagandei proruse, informația fiind regăsită și pe canale de Telegram, rusofone care dețin legături directe cu propaganda Kremlinului. Încă de la începutul războiului cu Rusia, cei doi au fost acuzați în repetate rânduri. Olena Zelenska a mai fost acuzată în trecut în mod fals că și-ar fi cumpărat bijuterii în valoare de un milion de euro la New York. Nici Vladimir Zelenski nu a scăpat din fața acuzațiilor, fiind acuzat în mod fals că și-a cumpărat vile și iahturi de lux.